Micuții de la grădinița Sfântul Dimitrie a Arhiepiscopiei Sibiului însoțiți de reprezentanții Departamentului Social din cadrul aceleași eparhii i-au vizitat miercurea aceasta pe bătrânii de la căminul de pe strada George Coșbuc din municipiu. Cu acest prilej, preoții au oficiat o slujbă de binecuvântare, iar după momentul artistic pregătit de preșcolari, bătrânii și personalul administrativ au primit dulciuri și iconițe. Am organizat astăzi la Căminul de Bătrâni de pe strada Coșbu cu o activitate ce se încadrează în proiectul Bătrânii Comora Noastră, proiect derulat de eparhia noastră încă din anul 2011. Astăzi am oficiat un serviciu religios pentru persoanele beneficiare ale acestui așezământ. Le-am oferit produse alimentare, iar la finele evenimentului Persoanele vârstnice au beneficiat de un eveniment artistic organizat de reprezentanții Grădiniței Sfântul Dimitrie. Cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor, Grădinița Sfântul Dimitrie a Arhiepiscopiei Sibiului, în parteneriat cu Departamentul Social, am desfășurat o activitate la Zilul de Bătrâni din Sibiu. Preșcolarii din grupele mari, împreună cu cadrele didactice, am organizat un mic spectacol artistic cu poezii și cântece tematice, iar cei mici au confecționat pe tot parcursul săptămânii o felicitare pe care au dăruit-o vârznicilor. Am, am pregătit felicitări, am cântat cântecele, am spus poezii, am colorat. Am decupat felicitările și am mers la bătrân și le-am urat la mulți ani. Am cântat cântecele și mi-a plăcut acolo tare mult. Prin astfel de activități, micuții de la Grădinița Sfântul Dimitrie din Sibiu aduc un zâmbet pe fața vârstnicilor asistați. De asemenea, prezența reprezentanților eparhiali la sărbătorile organizate la acest cămin este constantă și întregește manifestările organizate de conducerea instituției.